Salutare tuturor, eu sunt Claudiu Vaida și vă urez bun venit pe acest canal. Abia am așteptat să vină sezonul merilor gustoase pentru a face o plăcintă din ele. Așadar, iată-ne într-o zi frumoasă de toamnă, eu în bucătărie, voi pe canapea, probabil așteptând să vedeți cum va ieși plăcinta mea. Pentru început, voi pregăti umplutura. Am cumpărat aici 1,5 kg de mere idaren. Mie astea îmi plac, dar voi puteți să folosiți merele voastre preferate. Le voi curăța și le voi da pe răzătoarea mare, pe urmă voi reveni la voi. Acum voi adăuga 5 linguri de zahăr peste merele rase și le voi lăsa la amulet. Pe urmă, le voi scurge de suc. Într-o tigaie topesc 50 de grame de unt. Pe urmă, adaug merele rase și le călesc 5 minute sau până când observ că s-a evaporat tot lichidul. După ce am oprit focul, adaug 4 pliculețe cu zahăr vanilat, 2 lingurițe de scorțișoară și o linguriță de cardamom. Bun, am terminat prima etapă, acum voi lăsa merele la răcit, timp în care mă voi ocupa de compoziția pentru blaturi. Într-un bol voi bate cu mixerul 5 ouă întregi împreună cu 200 de grame de zahăr. Le voi bate timp de aproximativ 5 minute. După ce am bătut ouăle, adaug 150 de grame de unt topit. Într-un bol voi amesteca 200 de grame de făină, un pliculeț de praf de copt, puțină sare și 100 de grame de nucă măcinată. Acum voi adăuga ingredientele uscate peste ouăle bătute și voi amesteca ușor până se incorporează bine. Acum voi unge cu puțin unt o tavă din ceramică având dimensiunile 20x28 cm și voi turna jumătate din compoziție uniformizând-o. Voi pune tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și voi lăsa blatul la copt timp de aproximativ 15 minute. Prima foaie s-a copt. Acum pot să torn merele deasupra. Pe urmă voi turna și restul de compoziție. Voi introduce din nou tava la cuptor și o voi lăsa pentru aproximativ 25 de minute. Plăcinta noastră cu mere este gata, dar înainte de a fi servită, va trebui să o lăsăm să se sărăcească complet, pe urmă să adăugăm puțin zahăr pudră deasupra. Plăcinta noastră cu mere și blatul fost cu nucă este gata să fie servită. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să dați like și să vă abonați la acest canal. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!